și fotbalul nostru se pregătește de vacanță. FCSB a pierdut primele puncte acasă în actuala stagiune a Ligii 1, însă jucătorii săi vor pune sub braț trofeul rezervat campioanei turului. Căci remiza cu Șepși și 1-1 le garantează prima poziție, indiferent de rezultatul confruntării dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, formații care ocupă celelalte locuri ale podiumului. Ultima rundă din acest an ne-a oferit și cea mai mare diferență de scor din actuala stagiune. Astra s-a impus cu 6-0 la Arad pe terenul Bătrânei Doamne. Sunt Aida și îți spun bine ai venit la Link Sport News! FCSB și Șepși și Sfântul Gheorghe au terminat la egalitate scor 1-1 în etapa cu numărul 15 din Liga 1. După acest rezultat, formația lui Toni Petre încheie anul 2020 pe primul loc. La pauză au ieșit scântei. A fost nevoie de intervenția lui Mihai Stoica pentru ca lucrurile să nu degenereze. Ulterior, Leo Grozav a fost trimis în tribune. În condițiile date și ținând cont și de perioada de, cu pandemia, ce probleme am avut și toată lumea, de fapt, a avut aceste probleme, da, cred că putem să ne declarăm mulțumiți. Normal, se puteau face mai multe lucruri în anumite meciuri, dar, per total, nu pot să fiu decât mulțumit. Ați avut la finalul primei reprize un conflict cu Leo Grozavu înainte să intre la cabine, v-ați reproșat lucruri. Ce puteți să ne spuneți? Nu, eu n-am avut niciun conflict cu domnul Leo Grozavu. Dânsul a avut un conflict cu un jucător de-al nostru și am încercat să intervin și să aplanez acel conflict, să zic așa. Totul a plecat de la cuvintele jignitoare care s-au aruncat jucătorii către banca noastră de rezervă și de aici a ieșit conflictul, l-am ripostat și noi și de această cauză s-a iscat conflictul. Jucătorul respectiv, care acum poate nu trebuie să spun cine, a adresat înjurii foarte urâte către banca de rezerve și Leo a ripostat, a zis că nu-i frumos, că n-am avut treabă cu tine și această cauză a auzit Bonesc al patrulea arbitru și înaintea reprizei a doua a venit și a arătat al doilea cartonaș galben lui Leo și această cauză a fost eliminată. Păi, după terminatul turului, eu spun că ca staff-ul tehnic suntem foarte mulțumiți. Deci din 15 meciuri avem numai două înfrângeri. Eu pot să spun că mai ales acest rezultat ne-a dat încredere foarte mare pentru viitor și sperăm să țelul nostru în prima fază să terminăm în play-off. Un suporter dinamovist a fost agresat de unul dintre bodyguardii lui Pablo Cortasero. S-a întâmplat la hotelul unde a avut loc adunarea generală a acționarilor. Fanii au cerut spaniolului să plece și lucrurile au degenerat. Oricum, Cortasero a făcut o schemă la care mulți nu se așteptau. A mărit capitalul social al clubului cu 5 milioane de euro. În urma acestei decizii, implicarea fanilor în club ar putea să nu mai fie posibilă. După mărirea capitalului social, acționarii mai mici sunt obligați să vină cu o sumă proporțională numărului de acțiuni deținute. În aceste condiții, fanii ar trebui să achite 1,2 milioane de euro pentru cele 20% pe care le au. Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic la schifond, a fost condamnat la 7 luni de închisoare. În plus, permisul de conducere i-a fost suspendat pe viață. Northug a fost condamnat pentru încălcări ale codului rutier și pentru deținere de droguri. În 2014 fusese condamnat pentru condus sub influența băuturilor alcoolice. Northug s-a retras din activitate în 2018. El a obținut 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice din 2010 la Vancouver. Alex Găvan și italianca Tamara Lungăr se pregătesc să urce fără supliment de oxigen pe vârful K2. Este ultimul munte care nu a fost cucerit iarna. Alpiniștii au ajuns deja în Pakistan. K2 este unul dintre cei mai dificili și periculoși munți pentru ascensiuni din lume. Unul din 4 alpiniști care urcă pe vârful K2 nu se mai întoarce de pe acest munte. Nu putem decât să le ținem pumnii lui Alex și Tamarei și să le urăm succes, noroc și tărie de spirit. Sunt Aida, iar acesta a fost Link Sport News de astăzi. Ne revedem curând. Să aveți o seară minunată!